Cât a trăit Ștefan cel Mare și Sfânt, numai de dușmani a avut parte. Când intrau turci în țară pe la mare, când veneau leșii prin pădurile dinspre miază noaptele Moldovei, când năvăleau tătare de la răsărit, ori ungurii dinspre asfințit. Așa intrase odată ungurul în țară fără veste și l-apucase pe Ștefan fără să fie gata cum se cuvine de bătălie. Ștefan Vodă, dacă a văzut că nu-i chip de scăpare, s-a retras în târgul de la Baia. Și acolo, dacă a simțit nevoia, s-a suit într-un arin ca să se ascundă de vrăjmaș. Ungurii au trecut și pe dedesubt și mai pe alături de arin, dar cui a trecut prin gând să vadă că Vodă stă ascuns într-un arin? După ce au ajuns ungurii la Baia, l-au căutat în fel și chip în toate părțile pe Ștefan Vodă și dacă au văzut că nu au noroc să pui mâna pe dânsul, de ciudă au prădat casele oamenilor și s-au dat pe băute și la petrecanii ca acelea. Ștefan cel Mare, când s-a văzut scăpat de primejdii, s-a coborât din jos din arin, a mulțumit lui Dumnezeu de acolo și a strâns oastea împrăștiată, a tăbărât peste unguri și în vreme de noapte și cum erau morți de beți și nu mai știau pe ce lume sunt, le-a tras o bătaie de gâdea ungurică-i mânia lui Dumnezeu și nu nimereau pe unde să fugă mai degrabă. După ce a alungat Ștefan Vodă pe dușman din țară în locul arinului, în care a scăpat cu viață, a zidit o biserică, care se cheamă și astăzi Biserica Albă. Mulțumim lui Dumnezeu că nu și-a primejduit viața în bătălii și a scăpat țara de dușmani. Vorbind despre Baia, ne întoarcem la începuturile țării Moldovei, atunci când principatul de la Răsărit de Carpați abia se contura. Și se știe că în luptele împotriva tătarilor din această parte de est a Europei s-a constituit la un moment dat o marcă sub patronajul regalității maghiare condusă de Dragoș Vodă și care și-a avut centru aici, în partea de nord a Moldovei, Baia sau Moldva Bania, cum se suna denumirea în maghiară, sau Stad Baia în germană, sau Civitas Moldaviensis, se spunea în documentele latinești ale epocii respective, denumeau această localitate o primă capitală a Moldovei, cu o denumire dublă, cea de Moldva. Moldva se referea practic la râul care curgea în zonă și fiind aceasta prima capitală, denumirea s-a extins apoi asupra întregului teritoriu de la est de Carpați. Cealaltă, Baia, presupune existența unei exploatări miniere sau exploatări aluvionare de aur sau pur și simplu s-a mai zis de posibilitatea ca să fie un teritoriu condus de un ban care a dat această denumire de Baia, Bania, și că referirea nu ar fi la o resursă naturală, ci la un conducător care a existat cândva prin secolele 13 în această zonă. Este un fapt de necontestat că localitatea, târgul de atunci, a avut o populație mixtă. Era o populație și catolică, de sași, veniți din Ardeal, și populație ungurească, niște categorii de meșteșugari, care au marcat intens activitatea orașului. Era și o populație românească. Știm aceste lucruri de perioada mai târzie, se știe de existența a două biserici catolice și a două biserici ortodoxe. Cele ortodoxe erau una de la Ștefan cel Mare, construită după bătălia de la Baia, cealaltă de pe la 1530, pe care a construit-o Petru Rareș, care se păstrează și astăzi. În ce privește pe cele catolice, a fost una întemeiată de franciscani, se pare, prin secolul XIV, iar pe la 1410 o catedrală episcopală, întemeiată, se spune, în timpul lui Alexandru cel Bun. Și în felul acesta vedem că la începuturile Moldovei, realitățile localităților urbane din această provincie erau în acest fel. Găseam aici meșteșugari care se ocupau de prelucrarea metalelor, se ocupau de realizat țigle pentru case, prelucrarea pieilor, prelucrarea pietrei și a lemnului. Avem
două monografii arheologice mai vechi privitoare la ceea ce s-a găsit în săpăturile arheologice în Baia încă de prin anii 70, iar apoi o sinteză scrisă de doamna Stella Cheptea despre Târgul Baia în urma unor cercetări foarte îndelungate. Este și astăzi un reper pentru cei care ajung în nordul Moldovei. Pot să viziteze cele două biserici despre care am vorbit, cea lui Ștefan cel Mare și cea lui Petru Rareș. Iar în ce privește Catedrala Catolică, au mai rămas ruinele. Se pare că prin secolul XVIII clădirea s-a ruinat după ce populația care construia parohia acestei biserici s-a refugiat din târg. Baia este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Suceava. A fost prima capitală a Moldovei în Evul Mediu. A fost unul din principalele centre urbane ale Moldovei. O locuință de aproximativ 92 de metri pătrați din prima fază a perioadei precucuteni, datând de anii 5200-5100 înainte de Hristos, a fost descoperită de arheologi la Baia, undeva chiar aici, aproape de Biserica Albă. După unii istorici, printre care și Ion Nistor, Baia există ca așezare medievală închegată de pe la anul 1200. Din prima jumătate a veiului al XIII, în epoca modernă, a fost reședința județului cu același nume. Astăzi, comuna Baia, aflată la 8 km de Fărticeni, face parte din județul Suceava. Localitatea situată pe râul Moldova apare în documentele scrise în latină cu denumirea de Civitas Moldaviensis, fiind cunoscută în trecut pe românește și sub numele de Târgul Moldovei. De la Baia, reședința țării, se crede că s-a mutat temporar la Siret și apoi a fost atestată la Suceava și apoi la Iași. Pentru sensul vechi al toponimului Baia, cea mai sugestivă denumire e cea din documentele maghiare, tradusă Mina Moldovei. Centru administrativ al unui șef local sau ban. Traducerea nu se referă strict la activitatea de minerie subteran, ci la obținerea materialelor prețioase prin decantare, adică spălarea aurului de către băieși. Vestigii din epoca metalelor și cea prefeodală arată o continuitate neîntreruptă de viețuire. Cercetările arheologice atestă o viață urbană în veacul al XIV-lea. Într-un document din 1339, Baia trecea drept cel mai mare oraș de la est de Carpați. Pe cetății reprezintă un cerb, precum și imaginea lui Hristos, răstignit între coarnele cerbului, cu inscripția sigiliul orașului Moldavia, capitala țării moldovenești. Multe cunoștințe privitoare la acest oraș se leagă de sigiliul localității. Este un sigiliu foarte frumos, de mari dimensiuni, pe care este trecută denumirea de Baia și de Civitas. Denumirea de Civitas probabil că este legată de întemeierea episcopiei catolice, pentru că existența unei biserici episcopale dădea rangul orașului de Civitas. Apoi au mai fost discuții dacă denumirea de Civitas Moldaviensis sau Civitas Moldavie se referă, deci este o denumire a orașului care conține și denumirea de capitală. Și atunci s-a spus dacă acest termen de capitalis se referă la faptul că orașul era capital al Moldovei sau că este sigiliul mare al orașului Baia. Cei care s-au plecat asupra acestui subiect au adus contribuții în acest sens. În veacurile 14-16, Baia a fost unul dintre orășele medievale cele mai dezvoltate din Principatul Moldovei. Baia nu a fost doar
prima cetate de scaun a Moldovei, ci un foarte important centru religios. În veacul al XIII-lea, misionari dominicani au ridicat aici o biserică, iar în 1337 e amintită într-un document și o biserică franciscană construită de sași. În anul 1410, din porunca voievodului Alexandru cel Bun, s-a început ridicarea catedralei catolice, cea mai mare din Moldova de atunci, ale cărei impresionante ruine se văd și până astăzi și sunt și cele mai vechi din județul Suceava. Din 1420 a fost reședința unei episcopii catolice desfințată poate după lupta din 14-15 decembrie 1467, unul cel mai însemnate evenimente din viața orașului, bătălia de la Baia, unde oștile lui Ștefan cel Mare le-au zdrobit pe cele ale legerului ungar, Matei Corvin. Însă, bineînțeles, pentru toți, orașul Baia reprezintă pentru noi amintirea bătăliei de la Baia, din timpul lui Ștefan cel Mare, de la 1467. Este prima mare confruntare militară a lui Ștefan cel Mare și de aceea are o importanță deosebită într-un context istoric foarte complicat. Este o inițiativă de reluare a cruciadei creștine împotriva ofensivei otomane a lui Mahomed al II-lea, o alianță în care regăsim Republica Venețiană, Regatul Maghiar, Burgundia, care alcătuia un front legat de această contraofensivă. Și în acest context se desfășoară și bătălia lui Ștefan cel Mare, care a făcut câțiva pași interesanți pentru istoria Moldovei. În primul rând, în acest context a reușit să cucerească cetatea Chilia din sudul Moldovei, cea care controla cursul Dunării și care anterior era controlată de o garnizoană a regatului maghiar, iar atunci când în Țara Românească era un domn agreat de turci, turci erau cei care controlau circuitul respectiv. Ștefan cel Mare, considerând că este o moștenire a Moldovei, a ținut atunci când a avut posibilitatea să, în 1465, să recupereze această garnizoană și apoi s-a mai implicat în niște tulburări care au avut loc în Ardeal, o mișcare din aceasta împotriva regalității de atunci, lui Matias Corvinul. Și Matia se simte dator să intervină în Moldova și să facă ordine în urma acestor incidente. Ceea ce urmează este o reiterare a ceea ce făcuse Sigismund de Luxemburg pe la 1395, când la fel a intervenit în Moldova împotriva lui Ștefan I-ul și armata maghiară suferise o înfrângere la Ghindăoani. De data aceasta, la fel în urma pretențiilor de suzeranitate a legalității maghiare asupra teritoriului de la est de Carpați, Matias Corvinul, care este cel mai faimos, cel mai important rege maghiar, fiul lui Iancu de Hunedoara, simte nevoia să intervină la est de Carpați și să facă, să pună lucrurile în matca așa cum o gândea el. Și începe această campanie militară după ce a pacificat Transilvania, din zona Brașovului a plecat peste Carpați, prin pasul Oituz. Armata regală, având în frunte pe rege, era foarte mare, de vreo 40.000 de oșteni, însoțiți și de artilerii, de exemplu, aveau cu ei 500 de tunuri, ceea ce înseamnă o forță extraordinară de atac, dar avea nevoie și de o cale de acces ușoară, de trecut peste munți. Trecătorile mai înguste din nord nu permiteau acest lucru. A fost o, practic, noi știm de bătălia de la Baia, dar pe tot traseul acesta și pe toată durata cât ungurii s-au aflat în Moldova, au fost hărțuieli aproape zilnice, timp de 40 de zile. Armata maghiară s-a oprit mai întâi la Târgu Trotuș, iar apoi la Roman, unde a stat 7 zile, încercând să negocieze cu Ștefan cel Mare rezolvarea pașnică a acestui conflict. Ștefan era afectat și de moartea primei sale soții, în care se petrecuse chiar atunci, în săptămâna respectivă, și probabil că a fost la Putna să îi coboare trupul în mormântul de acolo și era poate cu atât mai dispus să încheie conflictul pe cale pașnică, dar după ce o săptămână întreagă s-au străduit să găsească o formulă de compromis, n-au reușit, așa încât
armata maghiară a continuat spre Baia. Destinația finală era cetatea Suceavei, cetatea de scaun, bineînțeles, dar armata maghiară ajunge la Baia pe 14 decembrie și pe 15 este chiar prima bătălie, deci până să se așeze foarte bine trupele și să sape șansurile de apărare. A fost un atac de noapte, ceva ce ne sună cunoscut, un atac prin surprindere, care a avut un impact foarte puternic. Un mare număr dintre rândurile armatei maghiare și-au pierdut viețile și chiar regele Matia se spune că a primit în corpul său 3 săgeți, dintre care una cu 3 vârfuri, pe care a primit-o în spate și din acest motiv a trebuit să se refugieze din Moldova, să se întoarcă pe o cale mai scurtă în Transilvania. Este o rană, va păstra acest vârf de săgeată în corpul său timp de 4 ani de zile, până când a reușit să-l elimine. Însă, a doua zi, lucrurile au căpătat o întorsătură neașteptată, n-a fost deci o victorie ușoară, pentru că o parte din armata lui Ștefan cel Mare nu a răspuns cum trebuie la ordine și din această cauză n-au reușit să încercuiască cu totul pe maghiar și se spune că au murit și din rândurile moldovenilor vreo 7.000 de oameni, ceea ce era o victorie foarte scump plătită. Cu prilejul luptei de la Baie, orașul a fost distrus. Apoi a fost reclădit casă cu casă, stradă cu stradă, reluându-și întreaga activitate. La anul 1561, pentru încurajarea negoțului, voivodul Alexandru Lăpușneanu stabilea aici 4 iarmaroace pe an, la 13 martie, 29 iunie, 8 septembrie și 14 octombrie. În afara ruinelor ce amintesc de ctitoria lui Alexandru cel Bun, înălțată pentru doamna lui Margareta, și în afară de această biserică, noi mai avem aici un alt monument istoric important, și anume Biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitoria lui Petru Rareș din 1532. Un lucru pe care poate ar trebui să-l stabilim este acela că foarte mulți din cei care vin la Baia vorbesc de cetate. Am fost la cetatea din Baia. În Baia nu mai există nicio cetate. Ceea ce a mai rămas și se vede astăzi acolo sunt acele ruine ale catedralei catolice. Ceva urme, probabil, a rezidurilor vechii cetăți s-au mai găsit când s-au mai făcut săpături, mai ales în cimitirul bisericii de la Baia, sau când oamenii au săpat temelii pentru case. Și atunci am mai descoperit lespezi de piatră care, bineînțeles, le-au dat folosință și au construit beciuri sau au încercat să facă alte lucruri cu ele. Legenda lui Ștefan cel Mare și a comunei Baie este prea puțin știută, nu apare în cărțile de istorie, însă în localitate încă este dusă de la o generație la alta. Iată ce îi spun cei care au auzit de la bunici și de la străbunici despre comuna Baie, legenda care mi-a fost dată să o aud și mie la rândul meu. Și la rândul lui acesta o știa de la un străbun de-a lui, împreună cu multe alte legende, care din păcate s-au pierdut odată cu trecerea timpului. Legenda este legată de bătălia lui Ștefan cu oastea maghiară. În timpul acestei lupte, Ștefan este nevoit să dea foc capitalei, iar în vărmășeala creată, Matei Corvin este grav rănit de o săgeată cu 3 vârfuri. În ajutorul lui a sărit un anume Hârjap, care pe cărări ascunse a reușit să-l treacă munții în Ardeal. În scurt timp, trădătorul este prins și închis chiar de domnitor într-o fostă mină, care exista încă din antichitate, la poalele primului deal la intrarea în satul Bogata. Cheia cu care ar fi fost închisă ușa minei a fost pusă pe vecie sub altarul Bisericii Albe. Valea Moldovei de la Baia, în centru se vede dealul Bogății, la poalele căreia se află această groapă a lui Hârjap sau borta lui Hârjap, cum îi mai spun localnicii, și astfel, cu trecerea timpului, fosta mină a ajuns să fie cunoscută de toți, de tot mai mulți de aici, din zonă. Tot bătrânii mai povestesc că Hârjap a fost închis în mină cu toate bogățiile pe care le-a avut. Se pare că
Este vorba de boierul Neagu Hârjap și locul a rămas bântuit de spiritul lui. Se mai spune că în unele nopți de vară se pot auzi urme de pași prin apropierea grotei. Mulți își mai amintesc de un grilaj masiv care închidea grota odată. Locul este cunoscut și sub numele de Comoară sau La Comoară. Unul din lucrurile frumoase care mi-au atras atenția și care am dorit să rămână aici, în această biserică, s-a petrecut în urma unei întâmplări. A venit un grup de copii din Republica Moldova, mai precis din Transnistria, atunci când au fost acolo un război. Copiii respectivi au fost aduși la Fălticeni și găzduiți de către poliția de acolo și, bineînțeles, le-au organizat un fel de tabără, așa, de recreere, pentru că copiii erau cumva foarte speriați și foarte stresați de ce se întâmplau la ei acasă. În urma unei vizite care au făcut-o la Biserica Albă, și eu le vorbeam aici despre istorie, despre lupte, despre bătălii, al doilea război mondial, urmele războiului, a venit o doamnă învățătoare și mi-a spus: părinte, nu le mai vorbiți copiilor despre război, că ei îl trăiesc pe viu acolo. Și am rămas atât de impresionat și emoționat chiar. Mai mult de atât, acea femeie de atunci mi-a spus așa: părinte, cel mai frumos lucru pentru copii și pentru cei care mai vin, să construim și să construiți înapoi legendele și istoria locurilor. Și atunci când am pictat biserica, pentru că, să spun și eu, spațiul interior ne-a ajutat și am avut unde să facem, în urma acelei idei pe care acea doamnă mi-a dat-o, am zis că să rămână aici pentru posteritate și bătălia de la Baia, așa cum a văzut-o pictorul, dar bineînțeles după ce s-a inspirat de niște lucrări ale timpului, bineînțeles având și el contribuția lui la aceasta. Și iată că lucrul acesta de acum încolo va rămâne aici și ne va arăta și va arăta tuturor generațiilor viitoare acele lucruri care s-au întâmplat aici pe câmpul de bătălie de la Baia. Din toamna anului trecut am dorit ca aici, în această biserică, să fie și o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare și am dorit să fie pus aici în biserică ca semn al biruinței, ca semn al credinței, ca semn al dragostei de neam și de țară. Urmând ca în anul acesta, mai către sfârșitul anului, atunci când vom serba din nou bătălia de la Baia, tot aici, pe acest perete, să sfințim și să așezăm undeva acolo pe perete și drapelul de luptă al Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Dorim ca această copie să fie cât mai autentică, adică după modelele cele de la Muntele Athos, după modelul acelui de la Muntele Athos, care, după ce vom găsi pe cei care se vor pricepe să facă lucrul acesta, dorim ca să rămână așa ca obiecte prețioase, obiecte pe care să le lăsăm în amintirea celor care vor veni după noi. Și bineînțeles că dacă această biserică are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și acel drapel de luptă, să rămână pentru generațiile viitoare ca un semn al biruinței și ca o icoană a biruinței și a credinței noastre. În memoria acestei bătălii a fost înălțată Biserica Sfântul Gheorghe de la Baia. Se știe că Ștefan cel Mare avea acest obicei ca după fiecare victorie importantă să ridice o biserică. Făcea asta de multe ori și peste 10-20 de ani, nu neapărat în anul următor, dar nu uita niciodată să scrie istoria și prin acest gen de ctitorii. Ștefan cel Mare cu această ocazie și-a probat forța armatei sale, care era cam de 12.000 de curteni, și fidelitatea boierilor. În urma defecțiunii a trebuit să decapiteze vreo 20 de boieri mari și să mai tragă în țeapă încă vreo 40 de boieri mai mici și să-i aducă în felul acesta sub ascultare. Și și-a călit armata pentru viitoarele campanii militare. În ce privește relațiile sale cu Matia Corvin, care a fost o mare personalitate a epocii sale, se știe că au ajuns în cele din urmă peste ani de zile la o înțelegere și
și Matias Corvinu i-a acordat în Transilvania două cetăți, două posesiuni în care Ștefan putea să se refugieze în caz de pericol. Este vorba de cetatea de Baltă, în primul rând, care a fost refăcută prin secolul XVII și clădirea există și astăzi în Podgoria Jidvei. În viile de acolo se păstrează un castel care e construit exact pe acel loc. Acestea sunt amintirile despre Baia și despre Ștefan cel Mare, care merită să fie aduse în fața celor de astăzi, pentru că istoria este o dimensiune a noastră pe care nu trebuie să o neglijăm niciodată.